Boani pe unde o fi? E pe aici, nu, în grupul acesta? Spate, e în spate. Da. El sigur a fost în spate la acea mică urcare, la Teba, și imediat după urcare s-a ales propădul de Pluton. Tim Lindhardt are săracul jumătate de minut avans. Mișcarea celor de la Tinkoff i-a scăzut drastic. Acesta este un grup de vreo 40 de rutieri cu 34 de kilometri înainte de final. Cred că se află în spate, e al doilea grup. Nu bat nu se, da, grupul principal este cel animat de Tinkoff. Exact. Este limpede. Nu se vede aici, da, nu, asta e grup întârziat. Sunt niște întârziați. Nu-s departe, nu-s departe deloc. Dar fii atent că, uite, se mai produce o ruptură acolo. Cineva nu poate duce ritmul. Este ce, nu, până la urmă este revin. Cel mai urât. Și ăsta e un alt grup întârziat. Da. E al doilea. Este cel mai urât când cineva pe la mijloc se rupe. Da. Pentru că cei din spate au de refăcut un handicap de câțiva metri, deși este greu oricum și să stai la plasă. Și de obicei, dacă acel cineva nu se dă la o parte și rămâne pe poziții ca un măgar, toată lumea se trage de el. Deci treci pe lângă el și te tragi, efectiv. Da, vorbesc foarte pui serios. Pui mâna pe el? Pe șold, da. Pui mâna pe șold pentru că e ca o pedeapsă. Dacă nu mai poți, dă-te la o parte, fă-le loc celor din spate, ca să nu fii obligat să o ia prin vânt. Dacă tu rămâi pe loc și ăia sunt obligați să o ia prin vânt, atunci suferă. Pedeapsa Plutonului. Da, grei sunt aici, deci asta e. Hai să rezumăm. Grei cred că sunt aici. Sky, Movistar, Katiusha. La Katiusha am un semn de asta. Întrebare destul de mare. Purito iar să fi tras lozul necâștigător. Matthews pare să fie aici. Apropo de victoria de etapă, Matthews poate fi aici. Mi s-a părut că l-am văzut. Katiusha. Este Katiusha. L-am văzut și pe Degenkolb, mi se pare. Gian Shimano e aici cu mai mulți. Asta, deci nu par să fie nume importante nici de general, nici dintre sprinteri care să fie prinse grupurile cele atârziate. 7 oameni de la Tinkoff Saxo sunt cei care au demarat această mișcare și e prins Pim Lindhardt pe tren în colegul său. Și da. Tu, Brutus. Da. I-a umplut pumnalul în nu, între nu coaste. E niciun Lotto, e Tinkoff, e campionul Danemarcei. Corect. Oh, da. Erau 8. Corect. Asta e, nu l-am văzut. Să nu citești următorul sfert de oră mesajele pe Facebook, te rog, da. Pentru că ne-o luăm toți. Da, asta e, nu, citește. Da, n-am recunoscut, da, așa e. Semăna de mult cu tricoul de la Lotto încât ne-am lăsat seduși de ideea asta că ar putea fi ajutat de către cei. De asta spuneam. Manolo, hai că venim, revenim, nu scăpăm. Serghei, dacă era aici, în ce grup se afla? Dacă părinții au două farmacii? Nu. Au două sau una? Nu știu, dar mâine vin cu informații proaspete. Deci farmacii la Chișinău, nu, îl contactez pe Facebook și o să-mi răspund omul, că încă mai știe românește. Bun, păi cu siguranță știe. Nu, să știi că la tipul lui de ciclist, de ruler, el ar fi prins aici. Este un tip foarte bun, foarte talentat. Este un tip foarte talentat. Deci, pe bune, este un tip foarte talentat. Are spatele lat, asta înseamnă plămâni mari. Boani aici. Ia uite-l. Da. În coada Plutonului, da, e. Nu cred că e bine. Degenkolb e aici. Ia uite-l pe Degenkolb cât de tare se chinuie. O fi Moreno, o Flandă ăsta? Nu cred. Nu, era prea înalt. Kelderman. Nu, era Mas Bonnet, de Buschiere. Echipele mici Guardini, au fost. Guardini, poate. Surprinse. Toate echipele mari sunt aici. Nu n-am văzut. Și de la BMC și Uran, de la... Cine trebuie să află în grupul ăsta. Cred. Dar Contador nu iartă deloc. Nu lasă pe nimeni pe diagonala Saxobank. Mihail Valgren Andersen este campionul Danemarcei, da. Îmbrăcat în roșu de la Tinkoff. Știi ce mă întreb? Dacă va continua vântul lateral și pe acei 12 km de urcare. Mai avem vreo 3 km și jumătate până la acea cățărare. Da, s-ar putea să fie și mai crunt și cred că va continua vântul pentru că altfel Contador și-ar da la o parte oamenii. Cum ți se pare distanța între cele două grupuri? N-am avut nicio reacție. Sunt vreo 15 Garmin secunde. Aici. Normal nu e mult. Cannondale. Garmin, da, sunt mai mulți de la Garmin, așa este.
Catiușa mulți. Bine, Garmin... Catiușa. Nu întâmplător, da, dar mai erau, nu, erau de la Catiușa destul vreo 3 Polito sau 4 și grupul principal. Nu, Polito era în față, clar. Iar Garmin cu Canon, desigur că vor colabora, pentru că de la anul, practic, aceste două echipe devin una singură și am citit o știre că vreo 10 oameni de la Cannondale vor trece în noua echipă, noua formulă. Ăsta e al treilea grup. Al treilea îl va prinde pe al doilea. Europcar sunt foarte mulți iarăși în grupul acela întârziat. Da, dar avem confirmarea de pe site-ul oficial că Michael Matthews și Purito Rodriguez se află aici în primul grup. Deci va ieși un sprint frumos. Michael Matthews, Degenkolb și Boani la un sprint redus. Da, fără trenulețe, fără... Dar stai că mai avem o cățărare. Da, da, așa este. Adică și cățărarea aceea s-ar putea chiar grupul acesta să-l mai rarefieze sau poate să dea o șansă celor din spate care să recupereze. Se pot întâmpla multe. Eu cred că se va alege praful de acest deci grup. Deci tu zici că nu mai au șanse să revină. Nu, pa mai mult se va rarefia și mai tare. Mai ales că filmul ăsta l-am mai văzut în Turul Franței și în alte parcurse cu Tinkoff provocând o bordură. Da. Uitați-vă cât sunt în spate. E uriaș grupul acesta. Da, dar... avansul acesta micuț va rezista atâta vreme cât oamenii din spate au vlagă. Am impresia că e Talanski acolo, de la Garmin. MTN, Garmin, Trek, echipele care au trecut la trenă în acest grup urmăritor. E Arredondo cel care se află, dar nu cred că pe el trebuie să-l pui. Nu, în niciun caz. E mână moartă de Arredondo pe zona asta. Nu te ajută niciun. E Hesieda, l-am impresia aici. Da, încearcă să facă o morișcă aici ca să revină. În spate oricum se merge mai dezordonat decât în față. În față e o echipă care muncește frumos, ordonat. În spate fiecare duce cum are chef, cum intră în criză. Da, Garmin, Trek, Europcar și Cannondale ar fi echipele importante, importante, mă rog, care mai se puternice. Află în grupul pierzător. Da. Ar fi 33 de secunde între cele două grupuri, aflăm acum. Acesta este... grupul de frunte, i-am intrat în ultimii 30 de kilometri, ne pregătim de cățărarea repertoriată a zilei, luăm ultima pauză. Viața perfectă e făcută din milioane de imperfecțiuni. Cu drumuri neașteptate și situații încinse. Cu sete de victorie. Și teste trecute cu brio. Noul Golden Brau cu 0% alcool și 0% restricții. Domnule doctor, mă tot ia cu fiori așa dintr-o dată. Am crezut că e de la fereastră. Am închis-o, dar tot simt... Las? Ce? O prezență, e peste tot. Domnule doctor, credeți că am o problemă? Nein, nu dumneavoastră. Fereastră. Soluții nemțești pentru probleme românești. Veca, chiar și împotriva curentului. Meine kleine Helga. Indiferent de lamă, gelul de ras Nivea Men îți protejează pielea. Nivea Men cu Ultra Glide Technology asigură un bărbierit eficient. Nivea Men Original Gel de Ras. Nivea Men. Totul începe cu tine. Putea fi o pauză ca oricare alta. Putea fi încă un prânz în fața calculatorului. Putea fi un prânz la fel ca toate celelalte. Altfel de zi, altfel de bere. Ciuc 00, berea ta de zi cu 100% ingrediente naturale. Din nou în Vuelta, în etapa 5, o frumusețe de bordură s-a făcut, cam vremurile bune.
27 de kilometri până la final, cu Tinkoff iarăși în rol principal, practic contator. Iată, El Pistolero ține arcușul. Are gloanțe, deocamdată. Deocamdată are? Da. Și să știi că nu sunt ciobite. Nu. Nici la nivelul tibiei măcar. Uite, și Aru a prins grupul din frunte. Da, da, da. Asta nu, este nu bine. Sunt, victimele nu sunt celebre deocamdată. Da. Adică nu sunt... Da. Important, totuși, ai făcut, uite, BMC-ul acolo lui Cădel și lui Sami Sanchez. Ți-arăți intențiile, ți-arăți puterea puțin. Da, parcă, din punctul meu de vedere, parcă puțin prea devreme. Cursă de anduranță, 3 săptămâni, dar asta e foarte important, că sunt cineva animă cursa și că... Poate se bazează ei pe ceva. Vor să facă niște diferențe, da. Eu cred că ar merge coaliție în momentul de față cu Movistar. Parcă asta se și încearcă. Pentru că dacă avem această cățărare care mi se pare că a și început, lungă de vreo 12 da, km. Da, ai văzut ce spuneau, de primii 10 km sunt rulabili. Păi da, ăia sunt mai importanți pentru vântul lateral. Da, că dacă sunt rulabili, înseamnă că poți să impui o viteză foarte mare și atunci îi chinui pe cei din spate. Deci de fapt ar fi fost mai bine pentru grupul din spate care se vede așa, să fie, să mai fie grea. Panta mai dură. Da, da, mai grea. Exact. Pentru că la o pantă mai grea echipa nu mai stă omogenă, nu pot lucra toți la aceeași valoare. Bordura se mărește de fapt pe plat. Exact. Și în câmp. Exact, când e viteză mare, mare și toată lumea poate apăsa cât se poate de tare în pedale. Da, mi se pare mie sau aici în față nu se mai trage foarte tare? Nu prea, pentru că uite, au revenit cumva, să știi că s-a mai comprimat decardul. Și ce aici din spate, nu da. Sunt 30 de secunde. Nu, nu sunt nici pe departe. Nici 10 nu cred că mai sunt. Sunt 300 de metri, nici atât. Nu, cei din grupul acesta revin. Unde sunt oameni de la Eurocar, de la Cannondale și de la Garmin. Și de la Trek. Să vedem cât revin, pentru că ei de fapt au dus la disperare să prindă. Acum dacă vine cățărarea și cei din față continuă la același ritm, s-ar putea să sufere. Atac. Pas. Nu, aici e grup urmăritor. Da. Dar de ce pleacă așa? Oameni adică care vor să ajungă, simt că pot ajunge asta, pe cineva pe la Cannondale acolo, dacă nu mă înșel. Este cea mai mare greșeală să încerci să pleci singur. Da, asta spuneai tu mai devreme. S-ar putea să reușești, da. Dar dacă reușești, s-ar putea să ajungi tot pe morcov, tot pe bordură, știi? Pentru că-i prinzi, dar n-ai forță să mai treci adică mai față. Oricum era o chestiune de câteva secunde până te integrai grupului. De ce ai mai atacat? Poate simțeai că grupul nu mai are forță. Nu uite că grupul vine acolo, vine imediat. Da. Era clar că vine, pentru că deja recuperase un encart destul de important. Aici a căzut cineva de la Astana, parcă. 23. Este vorba Guardini. Despre Guardini. Oh. Zaiț se află Guardini lângă el. Guardini arată rău. Da. Da. În cât a picat? Probabil pe... N-a avut nicio știre că din etapele trecute, păi precedente. Păi nu, acum a picat, astăzi. Pentru că era murdar. Da, da. Probabil din cauza atacului pe Morcov, pe bordură. Pentru că Movistar la trenă. Emanuel Erviti, cred că au ieșit doar să-și ia... Bidoan. Nu. Cam apasă, apasă da, în pedale. Poate atacă Valverde iarăși. Ar fi o treabă să atace împreună cele două echipe. Ar crește șansele lor. Bisancăr de la Tinkoff e primul din echipa sa, în spatele celor de la Movistar. Contador, ai văzut, a ieșit în lateral, tot citește plutonașul. Vrea să vadă exact cum se... Plutonul. Uite, mai vin doi oameni de la Movistar, un 3 deja s-a retras, semn că a dus o trenă, deși nu foarte, nu o distanță foarte lungă, dar foarte, foarte intensă. Păi uite că nu stau lejer la plasă ceilalți, e cam întins plutonul. Viața fiecăruia târnă cam de un fir de ață, poate un pic mai gros. Bikini în orice caz pe sprinteri, asta e ideea, ritmul ăsta îi sufocă. Ultimii 25 de kilometri a etapei, suntem pe lunga cățărare Puerto El Saltillo, cățărare de categoria 3-a. Panta medie este 3,3%, dar penultimul kilometru are o medie de 6%, ultimul de 7% cu o maximă de 8%. Avem un alt grup aici de întârziați, oameni care nu mai au niciun interes să mai tragă. Cancelara, cred că e. E posibil... După mers, el pare a fi. El e.
Sigur că în grupurile astea e posibil să mai fie diversi locotenenți. Bun. A echipelor, deci, importante. Omul ăsta pe care îl avem în imagine acum, cel care și-a fracturat tibia în Turul Franței, a venit în Vuelta fără nicio pretenție la clasamentul general. Cu toate acestea, a declanșat astăzi un atac furibund al echipei sale, care a generat o bordură cu greu anihilată de cei care au fost prinși pe picior greșit. Chris Anker Sørensen la trenă. Tinkoff sunt un fel de spărgător de ăștia de grevă. Adică într-o zi în care toți se așteptau, domnule, hai să o lăsăm mai moale, soarele ăsta de ne rupe în două, ar fi trebuit să gândeau toți, domne, puțină solidaritate așa profesională, să o lăsăm mai moale. Nu, nu, nu se pune. Sigur. Ei încearcă să un fel, să-și un fel facă de cică contra. Da, 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 sigur, da, e foarte bine că se întâmplă așa și că nu se aliază unei acalmii din astea autoimpuse. Bun, foarte scurt, Jean și Alex, haideți să punem și noi o tigaie la încins, cu trei linguri la încins la soare. De ulei. Nu mai e cazul să o punem la gaz. Aruncăm în ea trei căței de usturoi și o litră de migdale. Usturoi și migdale, așa? Tăiate migdalele, 3-4. Le rumenim un pic, apoi le scoatem și le punem în mortar, în mojar, pardon, în mortar, auzi, în mojar. Și mortar pe căldura asta, știi cum era? Intra și mortarul, să știi. Și pisăm usturoiul și migdalele. Între timp, punem o oală cu apă la fiert. Dacă avem niște pâine veche sau pâine de casă, pâine cu coajă foarte tare, punem cam o litră de pâine din asta în apă și cu un pic de sare și la sfârșit, când începe să dea în foc, adăugăm migdalele și usturoiul zdrobite și ne iese supa de migdale de la Ronda, pe care o putem mânca și rece, atenție, ca să ne răcorim pe aceste, da, pe aceste, da, călduri. Este o mâncare tradițională din orașul care vom încheia. Se numește sopa de almendras și arată așa. Ca o cremă. Arată, da, exact. Da. Gustul, mă gândesc că așa este foarte ok. E perfect. Vă dați seama că nu puteam să fac ceva mult mai dificil pentru astăzi. Pe repede înainte, așadar, a fost și rețeta zilei. Se pare că mai avem o pauză comercială de data asta. Chiar e ultima. Rămâneți cu noi. Festina, official timekeeper, Tour de France. Bright lights, city sights, shopping malls, little stalls, flip-flops, rock and roll, street smart, fine art, new and old, bronze, gold, warm, charm, hot and cold.